Prin harul Domnului, iată că am ajuns la cea de-a 10-a și ultima lecție din ciclul judecători. Astăzi vom urmări în Scripturi pe cel din urmă judecător, Samuel, un levit dintre fiii lui Core, care a fost în același timp și profet. L-am numit cel din urmă judecător pentru că, deși după el, doi din fiii săi au fost, sau mai corect spus, chiar în timpul vieții sale au fost judecători, regional, dar ca și judecător național, el a fost ultimul și prin el Dumnezeu a uns primii din doi împărați a lui Israel. Cu el s-a sfârșit așadar această perioadă, a început vremea statului monarhic, dar totodată, cum este cunoscut din Scripturi atât de bine, atât de pe larg, el a deschis seria prorocilor. Se crede, sunt câteva argumente biblice, pe el l-a folosit Dumnezeu ca să formeze acele școli profetice. Să citim aceste idei introductive. Mai întâi, o genealogie scurtă a lui Samuel, 1 sa carte, capitolul 1, versetul 1. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana. E vorba de tatăl lui. Fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, Efatit. Iar pentru cei interesați de o mai lungă linie părintească, pot studia 1 Cronici, capitolul 6. În aceeași carte, 1 Samuel, este scris în capitolul 10, versetul 5, despre o adunare a profeților, a fiilor prorocilor, despre care se vorbește mai apoi în cărțile istorice. După aceea vei ajunge la Ghibei Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei fi întâlnit de o ceată de proroși, pocorându-se de pe înălțimea pentru jertfă. Iar în capitolul 19, versetul 20, îl întâlnim pe Samuel, la sfârșitul vieții sale, retras din funcția de judecător executiv, în postura de lider pe viață a profeților, de mentor spiritual. Saul a trimis niște oameni să ia pe David, 19:20. Ei au văzut o adunare de proroși care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și au început și ei să prorocească. Deci, în acele adunări, profeția era un fenomen general. Este o altă chestiune, cum se putea obține, dacă putem să o numim așa, starea de profet la o școală. Să nu credem că era ceva artificial. Personal, cred că ei se adunau pentru a se dedica lui Dumnezeu și Dumnezeu, în funcție de chemarea fiecăruia, ridica profeți special pentru diferite lucrări sau folosea pe oameni doar pentru un moment, cu ocazia unei plinătăți a Duhului, cu ocazia unei slujbe spontane pentru a-și transmite un mesaj. Dar nu toți erau profeți în ceea ce cunoaștem noi în înțeles profund, propriu-zis, concret, un profet în Vechiul Testament. Să privim mai întâi la Samuel ca judecător. Și să nu uităm că, ajutându-se și de slujba de profet, dintre judecători, el și Deborah au fost și judecători și profeți, el arbitra nu doar între oameni, arbitra între Dumnezeu și oameni. Iată ce scrie în 1 Samuel, capitolul 12, versetul 3, despre judecățile în care el a trebuit să dea un verdict. Iată, mă mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mite ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Iar de la versetul 6 este scris: atunci Samuel a zis poporului: Domnul a pus pe Moise și pe Aron și a scos pe părinții voștri din Egipt. Acum înfățișați-vă ca să vă judec înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul vouă și părinților voștri. Iată așadar, slujba sa îi conferea și dreptul de a analiza întreg poporul sau anumite stări din popor sau anumiți oameni în fața lui Dumnezeu. Este
ușor de evidențiat și bine trebuie făcut cât de mult a fost pregătit Samuel pentru slujba judecător înainte de a fi. De aceea să observăm perioada premergătoare slujbii. Un cuvânt foarte propice pentru copii, pentru tineri. În capitolul 1 al cărții sale observăm cum nașterea sa a făcut dintr-un copil cerut un copil oferit Domnului. Scrie aici în versetul 11 cuvinte din rugăciunea unei femei, a Anei, mamei lui. I-a făcut o jurință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Și tot așa, versetele 26 la 28. Ana a zis către Eli: Domnul meu, iartă-mă, cât este adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este adevărat că eu sunt femeia aceea care stătea mai lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Rugăciunea acestei femei s-a împlinit pe deplin. Spre deosebire de Samson, pe care l-am analizat într-una din lecțiile precedente, care ar fi trebuit să rămână închinat Domnului de la naștere la moarte, dar n-a făcut-o, n-a rămas. Samuel, în schimb, a rămas. Și dorința acestei femei de a avea Dumnezeu un om în lucrare s-a realizat. Copilăria lui, în detaliile scrise, o avem în capitolul 2, de la versetul 11. Elcana s-a dus acasă, la Rama. Și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Posibil în jurul vârstei de 3 ani aproximativ să fi rămas copilul la templu, mai exact la cortul Domnului. Iar de la versetul 18 este scris: Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama să-i făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa de peste an. Gândiți-vă, pot să se gândească la aceasta și copiii, ce activitate desfășura Samuel. Evident, pe măsura vârstei lui, a puterii lui fizice, a înălțimii lui. Era îmbrăcat, potrivit sorgintei sale levitice, și nu se știe exact în ce măsură și-a îndeplinit mai târziu în viață, posibil și vreo slujbă de preot, oricum levit era. Și din ceea ce avem în capitolul 3, din momentele repetate de chemare din noaptea primei profeții, rezultă foarte clar că Samuel a fost un copil ascultător, așa cum i-a fost și numele, legat de ascultare. Și pentru copii este necesar și este suficient, pe de altă parte, să facă ceea ce este potrivit vârstii lor. Un copilaj de 3-4 ani care nu știe să citească, este suficient de înălțător să-l vezi cum ține o carte de cântări, chiar dacă o ține cu sus în jos, sau să îl vezi că, deși poate unul mai micuț nu poate să se roage, dar a învățat poziția corectă și știe să împreune evlavios minele. Dar pentru unul mai mare, parcă aștepți imediat să vezi o îmbunătățire a substanței, a conținutului rugăciunilor lui. Și ferice și mare bucurie pentru părinți, pentru Dumnezeu și pentru toată națiunea să crească astfel de copii. Nu toți înregistrează o asemenea evoluție. Alții au evoluții foarte schimbătoare. Merg bine câțiva ani, înregistrează regres, iar intervine pocăința. Nu sunt toate situațiile identice. Oricum, Dumnezeu are har și pentru cei care sunt foarte credincioși, că este un har să te primească Dumnezeu în slujbă, să-l accepte pe un copil, pe un bărbat sau pe o femeie, pe oricine, și este un mai mare har, privind la aspectul pocăinței, să reprimească Dumnezeu pe cineva după ce s-a îndepărtat sau după ce a avut o vreme de absență, de pasivitate. Să urmărim în capitolul 3 aspectele stării spirituale ale lui Samuel în momentul chemării sale profetice. 3:1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Versetul 3. Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.
Atunci Domnul a chemat pe Samuel, a răspuns, iată-mă. S-a repetat lucrarea aceasta, versetul 6, iată-mă că m-ai chemat. Nu te-am chemat, fiul, întoarce-te și te culc. Din nou, iată-mă că m-ai chemat. Este efectiv de evidențiat un asemenea comportament. Este cu totul altceva să strigi de trei ori și a patra ori să răspundă ce vrei cu mine. Și cu totul diferit să strigi de patru ori, sau mai exact să-l chem, și de fiecare dată cu promptitudine, cu respect să se prezinte și să spună, iată-mă că m-ai chemat. Să știe asemenea copiii, fi tineri și orice vârstă ar avea, Dumnezeu apreciază o asemenea atitudine de ascultare. La copil sau la bătrân. Cum spuneam duminică seara, ascultarea este jugul Domnului Hristos pe care El l-a purtat cu pasiune, aș putea spune. Și a făcut un scop din aceasta. Un scop anticipat pentru El, pentru că a putut. Este evidențiat când zice Psalmul 40 și este relat în Noul Testament, vin să fac voia ta Dumnezeu. Adică îmi propun să te ascult. Desigur și Samuel, amintesc acest aspect, a avut și el copilăriile lui. Să nu credeți că Samuel n-a avut niciodată pasiunea să se joace, gândindu-mă la copii. Samuel n-a avut ispite. Dar a rezistat, a ieșit biruitor, ca și copil, ca tânăr, ca om mare. Să ne ajute și nouă Domnul să fim biruitori și să rămânem ascultători. Să privim acum la perioada de slujbă. Citind din capitolul 4 cu 1 și apoi trecând în capitolul 7. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Toți deveneau din ce în ce mai conștienți de chemarea acestui copil. Capitolul 7, de la versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul lui Dumnezeu în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani de la momentul luării chivotului, de când murise Eli. Încă o vreme cât a stat chivotul la filisteni, peste 20 de ani, câteva luni. Copilul avea acum peste 30 de ani, era deja bărbat. În toată perioada aceasta, în mod sigur, Dumnezeu s-a folosit de el, pentru că este scris în capitolul 3 că Domnul nu înceta să-i se arate. Dar el a rămas doar să profețească și mă gândesc, într-un fel sau altul, să învețe poporul. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Erau suprimați de filisteeni, același ciclu repetat și bine știut acum de noi, ajungeau în robie, strigau către Domnul, se ridice un izbăvitor. Samuel a fost chemat să-i conducă, să realizeze prin el izbăvirea, deși el nu s-a implicat direct pe front, dar totodată a avut același rol, care de fapt precedea războiul fizic, în luarea idolatriei. Citind de la versetul 3, avea un concept foarte clar și foarte bine pus la punct. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul. Posibil că până atunci ei se mai afle avut dorință să se întoarcă la Domnul. Și noi observăm pe teren astfel de situații. Mă pocăiesc, mă las de asta. Dar nu-i 100%. Nici convins, nici hotărât. Doar nevoia îl împinge, doar anumite circunstanțe, un îndemn. Dar când vine din nou ispita ca un îndemn rău, ea cedează. Samuel a fost conștient. Dacă nu sunteți hotărâți total, nu o să... Nici nu ne apucăm. Nu o să aveți zbând. Scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străin și astartele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Regula era clară, era simplă, dacă vreți. Dar nu era ușor să scoată toată idolatria afară. Gândiți-vă, în vremea noastră, suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Știți că acum, cu libertatea aceasta excesivă și creștinismul deja este restricționat și nu mai au voie peste tot, în toate țările, să spună despre Domnul Hristos, și s-a generalizat spre a nu supăra nici pe creștini, nici pe musulmani, nici pe alte religii, ceva sub genericul sărbătorile de iarnă. În ideea aceasta, gândiți-vă ce înseamnă să anulezi în aceste zile toată încărcătura existentă.
într-o țară. Eu știu că atunci nu erau străzile pline de pancarte și magazinele încărcate cu fel și fel de articole și peisajul atât de bogat în toată media. Dar oricum, erau casele înțesate cu idoli, erau oamenii îndoctrinați cu aceste stări. N-a fost o lucrare deloc ușoară. Să dai totul afară. Gândiți-vă la reforma aceea din vremea lui Iosea. A trebuit efectiv o deratizare. Trebuie să treacă cei de la salubrizare, să adune zeii. Oricum, se umpleau cofurile de gunoi. Era o muncă. Erau demontări de statui și reconceptualizări. Nu era ceva ușor. Nu e doar ca și mai rupe o pagină dintr-o carte sau să pui aplicând o altă poză peste cea veche. Dar asta este regulă. Și în plan spiritual, concret, pentru vremea noastră, dacă vrea cineva să aibă izbândă din partea Domnului, și este cazul unor familii sau unor persoane în plan individual, vrei ca Domnul să te izbăvească, pocăință totală. Dacă nu ne pare rău să ne încurcăm cu jumătăți de măsură, obosim poporul și vă creăm dumneavoastră speranțe false. Și copilul Israel a scos din mijlocul lor Bali și Astartele și a slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copilul Israel la Mițpa. Probabil mai erau și anumite neînțelegeri între ei, că degeaba ne pocăim și scoatem idolatria, de exemplu, dintre noi, dar păstrăm resentimente între noi, păstrăm stări de conflict. Adică ne reglăm relațiile cu Domnul, dar ne reglăm și în masa de credincioși. Scrie aici, în versetul 7, că au fost invadați, sau din nou, supremația filisteană și-a spus cuvântul, s-au suit potriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strâși pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ardere tot Domnul. I-a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel ardere de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Dar între timp nu se superdotaseră cu nimic din punct de vedere militar. Erau ei aceiași. Doar pocăința a adus victoria. Doamne, aduci în viața noastră pocăință. Pentru că apoi să vină biruința în atâtea probleme în care avem nevoie. Scrie apoi mai departe că bărbații lui Israel i-au urmărit și două evidenții de aici, versetul 12, au pus o piatră numită Ebenezer, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Și încă una, versetul 4, cetățile pe care luase filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel i-a smuls din mâna filistenilor. Când se pronunță astfel de biruințe în numele Domnului, putem să recâștigăm teritorii, oameni, familii. De ce să pierdem? Recent vorbeam cu cineva despre o situație dintr-o localitate, unde cu câțiva ani în urmă, oamenii s-au pocăit și erau mulți credincioși acolo. Dar s-a înregistrat o perioadă de regres spiritual, de apostazii, unele familii s-au dus în lume, iar acum, în ultimii ani, nu s-a mai pocăit nimeni. Cam așa ceva se întâmpla în Israel când pierdeau anumite porțiuni din țară, iar de cucerit din cetățile încă rămase sub stăpânirea cananiților, nu dobândeau nimic. Dar când se întorceau la Domnul, cei care erau din starea lor, dintr-o dată, recâștigau mai întâi ce au avut, oile pierdute ale casei lui Israel, și apoi Domnul poate să mai aducă și alte oi în staulul împărăției sale. Din același capitol vreau să vedem că el în slujba de judecător a avut tribunale în tot teritoriul, caracterizate de dreptate. Este o caracteristică foarte importantă înaintea lui Dumnezeu și pe deplin realizată prin slujba lui Samuel. Scrie aici de la versetul 15, a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Probabil oamenii știau vremile hotărâte și veneau cu problemele acolo. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. Și a sedit acolo un altar Domnului. Pentru el rugăciunea a fost foarte asociată cu orice activitate și despre asta vom mai vorbi. Vrem să punem aici în evidență dreptatea lui cu nerealizarea dreptății de către fiii lui. Citim de la
capitolul 8. Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Versul 3. Fiul lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dedau la lăcomie, luau mită și călcau dreptate. Știți, spunea Dumnezeu prin Mica, ce altă dorește Dumnezeu de la noi? Și prima menționată este și rămâne dreptate. Este foarte plăcut înaintea Domnului să faci dreptate. Este mult mai plăcut decât jertfele. Dreptatea este pusă alături de ascultare. Și surclasează orice alte sacrificii. Dreptatea înseamnă să ai spiritul divin. Dumnezeu nu poate să treacă drept vinovat pe cel nevinovat și drept nevinovat pe cel vinovat. Dumnezeu nu poate și nici invers nu poate. Fiecare este catalogat de Dumnezeu pentru păcatul său sau evidențiat pentru neprihănirea sa. Vreau să trecem într-o a doua parte și să vedem în viața lui Samuel cum viața și lucrarea lui s-a situat la hotarul dintre perioade. Și nu-i greu de remarcat că și generația noastră este prinsă la hotarul dintre perioade. Am prins o vreme sub regimul comunist, cu anumite aspecte în lucrare, în viața cotidiană, chiar în cea de familie, în educație. Și dintr-o dată ne-am trezit, chiar dacă nu în mod deplin, într-o Europa, așa zisă, democratică, cu alte norme, cu alte realități. Foarte frumos de evidențiat că Samuel, atât în vechea stare, în vechea conjunctură a judecătorilor, cât și în noua situație, el a rămas același, credincios până la moarte. Să facem câteva mențiuni despre slujba așa profetică, slujba care de fapt l-a păstrat alături de Dumnezeu, slujba prin care tot poporul a beneficiat să fie aproape de glasul Domnului, să stea cu urechea la comanda stăpânului. Profețiile sale, cel puțin cele menționate în Biblie, privesc în mod special pe slujitori și conducerea lucrării. Pentru că să nu uităm, lucrul acesta este ușor de evidențiat în perioada împăraților, dar chiar și a judecătorilor, hotărârile, direcția se dă de sus. Și dacă se comandă bine, există șanse să se execute bine. Vreau să vă dau câteva situații, capitolul 9, de la versetul 15. Dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi zisese: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa pe poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Să nu uităm că atât în acest moment, cât și în momentul anunțării pedepsei pentru casa lui Eli, Samuel a fost înștiințat la timp, a fost înștiințat concret. Să rugăm pe Dumnezeu și chiar să insistăm înaintea lui, ca și în vremea noastră, să găsească oameni la care să le vorbească despre planul lucrărilor sale. Atât la nivel de biserică, cât și la un nivel mai înalt, după cum sunt organizate bisericile în vremea noastră. Pentru că dacă cu acordul poporului vor fi puși în slujbă oameni care nu sunt chemați de Dumnezeu, nu vor fi sprijiniți de Domnul, sau dacă este cineva pus în slujbă, dar nu rămâne credincios Domnului, cum a fost cazul lui Saul, Dumnezeu își retrage sprijinul pentru acel om. În acel moment, Dumnezeu din nou l-a sesizat pe Samuel. Deși în capitolul 10, versetul 1, el este investit. Pentru prima dată este uns. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis: nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Ba da, se putea răspunde clar, fără echivoc. Dar
N-a rămas multă vreme credincios acestei lucrări. Și când n-a mai rămas, vă citesc din capitolul 13, versetul 13. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o duse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Să știți că nimeni nu-i chemat la o slujbă, fără condiții. Dar acum domnia ta nu va renui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Și mai târziu, în capitolul 15, din nou Dumnezeu îl înștiințează, la timp, în mod concret, despre Saul. Citim de la versetul 10. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Au venit și au spus, unde este Saul? Samuel s-a dus la Saul și i-a zis, citesc de la versetul 22, îi plac Domnului mai mult ardele tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Versetul 23, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. N-a fost ușor pentru acest om, dar stând aproape de Domnul, toată viața a avut călăuzire. De mic copil, nu s-a lăsat influențat de Hofni și Fineas. A ascultat de bătrânul Eli. Dar când a fost nevoie să-i spună lui Eli un adevăr atât de dur în față, el a spus. A rămas apoi peste 20 de ani în slujba sa profetică. Deși, oarecum, era un vid de putere, rămăsese un loc vacant oarecum și ar fi putut să facă ceva. Spre bătrânețe, fiii lui, cum am citat din capitolul 8, nu i-au fost demni de a-l urma. Și poporul i-a propus și scrie acolo, în capitolul 8, de la versetul 4, bătrânii s-au strâns la el și i-au zis, copiii tăi nu carcă pe urmele tale, acum pun un împărat peste noi ca să ne judece, cum au neamul. A ținut cont de ce a zis poporul. Dar nu poporul i-a schimbat direcția și i-a hotărât decizia. Decizia a venit de la Domnul. El a luat decizia în conformitate cu cele scrise. Și pe pagina următoare, scrie de la versetul 10, Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care cereau un împărat. El a zis, iată care va fi dreptul împăratului. Și toate astea le-a citat din Scriptură, din Cartea de Deuteronom. A stat la îndemâna Domnului. Domnul i-a spus despre felul în care a călăuzit lucrurile pământești ca să-l aducă pe Saul la el să fie uns ca împărat. Și mai târziu, când nici Saul n-a corespuns, Samuel a rămas același la îndemâna Domnului. Și scrie în capitolul 16 de la versetul 1 cum Dumnezeu l-a trimis în casa lui Isai ca să-l ungă pe David ca împărat. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat? Crezi că pe fiul lui ne-a plâns? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai Betlemitul, că și pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Și vreau să observăm aici, a fost și el om ca noi. Oricine, în orice slujbă, ar fi ar și partea lui umană. Îi pot veni gânduri de ale oamenilor. Amintiți-vă de Petru. În Matei 16 l-a spus, tu ești Hristosul. Și imediat, parcă o confuzie în gândurile lui l-a făcut să aibă altă înțelegere despre Domnul. Când s-a prezentat, revin, Samuel în casa lui Isaia s-a început să apară fii în ordinea aceea vechi testamentală cu cel mai mare. L-a văzut pe Eliab, o imagine de împărat. Și scrie aici, în versetul 6, Samuel și-a zis, negreșit unsul Domnul este aici înaintea lui. Deci n-a avut rezerve în mintea lui de om. Vedeți? Noi putem greși. Dumnezeu nu greșește. Noi suntem oameni. Ni se pare că este justă o decizie, poate. Că un om este bun, că este apt. Sau invers. Și aici este rolul dreptății. Și a călăuzirii divine. Dar Domnul a zis lui Samuel, nu te uite la înfățișare și înălțimea staturii, că l-aș nepădat. Domnul nu se uite la ceea ce se uită omul. Omul se uite la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uite la inimă. Și în succesiune au fost lepădați toți. Până când a venit David,
A fost uns și scrie în versetul 13, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. În mod sigur a dormit liniștit. Pentru că a rămas sub călăuzirea divină. V-am spus că a fost omul de la hotar. Omul în viața căruia s-au înregistrat atâtea schimbări. S-a pierdut, aș putea spune, dinastia lui Eli. Casa lui a avut o vreme. Au apărut doi împărați. Și toate acestea nu l-au dat peste cap. Amintiți-vă din generația următoare, vremea lui David. Cât de încurcați au fost oamenii. Unii l-au susținut pe Saul, alții pe David. Deși Ioab, de exemplu, a ținut toată viața cu tărie la casa lui David, spre bătrânețe, s-a pierdut și în loc să vadă că Solomon trebuia să urmeze la tron, s-a asociat cu Adonia și a murit într-un mod rușinos. N-a putut să rămână cu clăuzire, cu lumină, de la început până la sfârșit. Sincer să fim, pentru cei care sunteți mai în vârstă, felul în care ați început credința, felul în care au lucrurile în biserică, nu arătau la fel atunci, cu acum, și nu vor arăta peste 20 de ani, poate dacă mai trăim, cum arată acum. În această succesiune de schimbări, vom putea să rămânem cu coloană vertebrală și să rămânem corecți înaintea Domnului? Vom putea să rămânem cu o judecată clară, precum Samuel? Pentru că solia sfântă va rămâne adevărul. Dacă oamenii se schimbă, Dumnezeu rămâne același și alege alții în loc. Se schimbă vremuri, situații. Dumnezeu își continuă lucrarea și ea trebuie descifrat. Dar noi suntem uneori slabi, ne legăm de cineva, devenim conservatori și nu înțelegem felul în care Dumnezeu alege lucrurile. Felul în care lucrurile se pot denatura și noi nu avem voie să ne înclinăm, să ne aplecăm după mersul vremurilor. Cum a putut să rămână Samuel credincios toată viața în pofida acestor stări? Pentru că nu-i mare minune să rămâi credincios când nu se schimbă niciunul din termeni. Dar când toate se mută în jurul tău, să rămâi același. Aici este marea minune. Eu cred că viața de rugăciune a lui Samuel a fost punctul de stabilitate care l-a marcat toată viața, din copilărie până la bătrânețe. Adică legătura lui cu Domnul. La fel se poate observa și în viața altor oameni. Exemplu Moise. Sunt doi titani ai mijlocirii. Zice profetul Ieremia, chiar dacă Moise și Samuel, un Daniel, din nou, același om cu un timp de rugăciune foarte vast, foarte profund, Pavel și alții, Domnul Iisus Hristos. Dar să evidențiem rugăciunea în lucrarea, în viața lui Samuel. Capitolul 7, versetul 5. Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Nici măcar eliminarea idolilor n-a considerat el că este suficientă pentru victorie fără rugăciune. Nici măcar o predică curată, biblică, o învățătură sfântă, nu e suficientă fără rugăciune. Nici măcar postul și sfințirea cuiva n-ajută fără rugăciune. Recent, printr-un mesaj, eram înștiințați de niște întăriri de forțe demonice împotriva bisericii și a familiilor. Și ni se cerea un singur lucru, să strigăm și noi rugăciune înaintea Domnului. Și m-am gândit așa, tehnic, ce rol are asta? Iată o explicație din mintea mea, sau pentru mintea mea, o poate folosi și dumneavoastră. Forțele satanice care sunt deja pe teren, văzând că nu pot să aibă victorie, își cheamă alte întărituri. Nu scrie așa în Evanghelie că unul dacă vede că nu poate, sunt și alții mai tari? Și noi, văzându-ne capacitatea limitată, cerem întărituri. Să ne trimită noi forțe. Și cuvintele noastre, apelurile noastre, vor avea răspuns la Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite noi întărituri. Scrie în cartea profetului Daniel despre un înger care se lupta cu puterea ce a avut-o, n-a putut să biruiască și a venit în ajutor un înger de rang mai înalt. Și astfel, măsura mai mare de forțe a dat victorie de partea Domnului. Pentru că Dumnezeu este stăpân. A Lui este puterea. Chiar zilele acestea, cu tremurul care a fost în Oceanul Indian, cineva spunea, iată ce slab este omul în raport cu natura, chipurile cu natura, în raport cu Dumnezeu, care controlează totul, natura, oamenii, forțele spirituale.
Și Samuel era super conștient, cred eu, de această realitate. Mă rog Domnului. Și dacă Domnul ne trimite în tărituri, cum mi se pare că imediat au câștigat bătălia împotriva filistenilor? Au venit în tărituri de îngeri. Au venit forțe. Nu sunt atâtea situații în Vechiul Testament când ar fi pierdut războiul și de îndată ce au apărut îngerii au fost biruitori? Ba da. În capitolul 9, scrie în versetul 13, când veți intra în cetate, îl veți găsi înainte ca să se sui la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvinteze jertfa. Era omul cunoscut și știa tot poporul că la el fiecare moment este asociat cu rugăciune. Acum nu mai participăm la mese asociate cu aduceri de jertfe. Dar chiar un moment de servire a mesei trebuie precedat și postfațat apoi de o rugăciune reală, de o rugăciune întreagă, nu doar de una simplă, ca un ritual mecanic. Și scrie apoi aici în versetul 15, dar cu o zi mai înainte, Domnul înștiințase, vedeți? Zi de zi, dacă în acel moment el n-ar fi fost pe fază, ar fi ratat lucrarea lui Dumnezeu. Dar avea, ca și Daniel, pe care l-am amintit adineauri, un program de rugăciune foarte clar. Un timp foarte lung, am citat din 15-11, că s-a rugat toată noapte. Și astfel de rugăciuni lungi devin profunde sau înalte, în care, cred că vi s-a întâmplat în mod sigur, noi singuri ne ascultăm cu plăcere ce cuvinte ne rugăm. Căci este scris că noi nu știm să ne rugăm întotdeauna, dar Duhul mijlocește, Dumnezeu ne inspiră. Mă voi ruga cu Duhul, mă voi ruga cu mintea, zice Pavel în 1 Corinteni 14. Și cred că cel mai evident citat biblic referitor la viața lui de rugăciune, pe lângă multe altele, hai să mai citesc unul și apoi cel mai evident, 8:6, Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-mi un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Nu înțeleg? Mă rog. Vreau biruință? Mă rog. Este o mâhnire, o nerealizare? Mă rog. Capitolul 12, de la versetul 23. Departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră. Căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi, dar dacă veți face rău, veți peri voi și împăratul vostru. El socotea că este păcat să nu te rogi. Sau, cu alte cuvinte, dacă vreți, dacă nu te rogi, faci păcate. Dacă nu te rogi pentru ceilalți, vor comite păcate. Domnul a zis, m-a rugat pentru tine, Petre. Pavel scrie aproape în fiecare epistolă, mă rog pentru voi ori de câte ori mi-aduc aminte. La bătrânețe, ce să mai fac? Să se roage. Dar nu scrie Biblia în 1 Timotei 5:5, nu numai despre păstorii pensionari și despre prorocii îmbătrâniți de zile, despre văduve, să-și petreacă viața zi și noapte în post, în rugăciune. Cred că nu ne dăm seama în mod suficient ce valoare ar avea orele noastre tainice în cămăruță, în rugăciune. Ce forță, ce dinamitare spirituală ar exercita acest timp de rugăciune. Altfel, ne vom dezorienta. Numai rugăciunea l-a ținut prin toate aceste vremuri schimbătoare. Numai rugăciunea l-a ținut cu dreptate. Numai rugăciunea l-a făcut ca să poată sprijini pe toți cei din jurul lui. S-a rugat pentru țara întreagă. Nu știu cât s-au mai rugat lângă el. Au fost ei credincioși, dar puțin în vremea aceea. Rugăciunea lui ținea pe picioare ca lui Moise altă dată o armată întreagă, un popor întreg. Un om care se roagă. Dar dacă sunt mai mulți, dacă se unesc doi sau trei, munți vor fi mutați. Rugăciunea cu credință celui neprihănit și la el observați, dreptatea era o permanență. Era omul pe care l-a ascultat Dumnezeu. La rugăciunea nu trecea drept o scârbă, ci drept o cerere bine primită înaintea Domnului. Un prieten, cum dă Domnul un exemplu, merge la miezul nopții și îi zice, hai, împrumută-mi, fă-mi ceva. E mare lucru să meargă un copil al lui Dumnezeu, plăcut Domnului, să-i ceară lui Dumnezeu și încă cu insistență. Obține! Dacă
Am vorbit despre schimbările acestea permanente ce s-au înregistrat în vremea lui. Vreau să ne gândim la viața noastră, pentru că viața este marcată de insuccese și de succese. Parcă toată viața noi am vrea să fim biruitori, să fim sănătoși, toți copiii noștri să fie cu bune rezultate, biserica noastră să aibă numai frați credincioși, toți să rămână în credință, Dumnezeu să rece dintre ei lucrători, dar o viață lungă va evidenția multe aspecte. Nu degeaba, zice Solomon, cine trăiește mult, va gusta și multă durere de-a lungul anilor. Dacă priviți în urma dumneavoastră, fiecare în funcție de ani cât îi aveți, veți vedea, poate din familia dumneavoastră, unii că n-au fost corecți, n-au fost drept, s-au lăsat de pocăință, s-au căzut, s-au bătut de la Domnul. O viață are și bucurii, dar are și necazuri. A avut durerile lui de mic, Samuel. Să nu credeți că lui era tot una de ce se făcea la templu. Deja imediat și-a început să crească, 8-10 ani, și-a dat seama de pervertirea ce era acolo. Încă alți 20 de ani, floarea tinereții lui, poporul pe alte căi, durere, în mod sigur a fost un om care a plâns mult pentru alții, cum a plâns pentru Saul. S-a întestat de asemenea, în mod sigur, de copiii lui. Trebuie să acceptăm viața așa cum este ea, dar să ținem legătura cu Domnul, pentru că acelea stări, dacă vreți, asta ca să putem înțelege, le trește și El. Nu doar Dumnezeu a suferit, nu doar Samuel a suferit, ci Dumnezeu a zis, îmi pare rău, am pus pe Saul împărat. A investit Samuel în Saul, i-a dat pata cea mare, sta cu el la masă, l-a uns și într-o zi s-a putut constata cu durere degeaba. Și n-au scăpat ușor de el. Dar la fel suferă și Dumnezeu, în ghilimele spus. Le făgăduiește la unii mântuirea, înfiază, pe alții cheamă în diferite slujbe, nu rămân credincioși. Se pierd. Și noi trăim în aceste realități. Din nou, trebuie să ne fie clar și așa să ne rămână pentru totdeauna. În pofida oricăror stări, noi trebuie să rămânem credincioși Domnului și să facem voia Domnului. Să putem să ajutăm și pe cei buni, să știm cum să ne comportăm și față de cei răi. Să-i sprijinim și pe cei care merg înainte, să-i ajutăm cât se poate și pe cei slabi. Acestea sunt realitățile vieții spirituale, vieții în poporul lui Dumnezeu. Doar în împărăția lui Dumnezeu vor fi doar bucurii, doar împliniri. Până atunci trăim în condiții de incertitudine, în condiții de împliniri împletite cu dureri și cu nerealizări. Dar, sincer să fim, fără să ne disociem de alții, mântuirea și slujba, deși o facem în colectivități, este individuală. Samuel va primi o bună răsplată pentru tot ce a făcut. Știți, când oamenii muncesc în condiții mai grele, la pensionare se dă spor, au muncit în condiții de toxicitate, în subteran, toate astea vor fi evidențiate. Și vom fi răsplătiți pentru tot ce am făcut. Și vreau să închei expunerea despre Samuel cu două gânduri. Samuel a fost un om chemat de Dumnezeu și de care Dumnezeu s-a putut folosi, pentru că a fost ascultător, a fost dedicat toată viața lui și s-a păstrat curat. A fost ascultător toată viața. Dumnezeu i-a spus, duce acolo și-l pui împărat. Mă duc. Faci asta? O fac? Spui asta? O spun? A fost dedicat Domnului până la bătrânețe. Și dedicare nu înseamnă numai în slujbă. La un moment dat am auzit pe cineva spunând și îl cred. Parcă obosit de prea multe slujbe, a zis, parcă mi-aș dori, cel puțin o vreme, zicea el, să pot să stau ascuns. Să nu mă pună frații nici în misiune, nici în slujbă, nici la diferite servicii, cum se obișnuiește pentru păstori, să stau aparent înapoi a perdelei și să mă rog. Și să mă lupt din postura aceasta. Asta înseamnă dedicare. În orice condiții și în orice slujbă. Că ești pus judecător, că nu ești pus. Că ești prețuit, că nu ești prețuit. Să o faci pentru Dumnezeu dedicare. Și în curăție, la bătrânețe a putut să spună, iată-mă, sunt curat. Puteți să-mi băgați ceva de vină? Vreau să corectez măcar acum. Și nu i s-a găsit vreo vină. Iată de ce este trecut alături de cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, citesc din Psalmul 99, poziția lui Samuel.
Versetul 6. Moise și Aron dintre preoții lui și Samuel dintre cei ce chemau numele Domnului, au chemat pe Domnul și el a ascultat. V-am spus că e o incertitudine, că a fost Samuel sau nu preot. Dar e o certitudine mare că el a fost unul din cei ce chemau numele Domnului și el i-a ascultat. Și cea de-a doua și ultima idee, Samuel a fost omul care i-a învățat pe toți oamenii regula divină a binecuvântării și blestemului. A văzut-o și pe una și pe alta. Adică, el le-a spus, și vă voi cita, din 1 Samuel, capitolul 12, aceea regulă care transcende toată Scriptura. 12, de la versetul 13 la 15. Iată, dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut. Iată, Domnul a pus un împărat peste voi. Adică, Dumnezeu te investește, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți dă drept, te face împărat, cu alte cuvinte. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul Lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeu vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. Adică se știe din generație în generație. Cine ascultă de Domnul și glasul Lui, se alipește de Domnul și rămâne cu Domnul. Cine n-ascultă și se împotrivește, cum a fost în alte generații, așa și acum. Adică le-a spus asta regulă. Și putea să le dea exemple câte voiau. Să le spună, eu am fost copil. Am cunoscut unii, preoți, tari, mari, în slujbă. Dumnezeu i-a lipădat. Fiii mei n-au fost corecți. Uite, așa va fi și cumpăratul acesta. Și s-a adeverit în scurt timp. N-a rămas credincios cuvântul Domnului, Domnul l-a lipădat altul loc. Bine că măcar în final a putut să moară, zic eu, împlinit, că a rămas pe tron un om după inima lui Dumnezeu. Mie-mi vine să cred că ultimii ani din viața lui Samuel, timpul lui de rugăciune a fost afectat lui David. În anii de prigonire, o parte de ani din prigonire, Samuel trăia. Și l-a zis, mă voi ruga, pentru cine? Pentru Saul? Nu, că i-a spus Dumnezeu, încetează să te rogi, pentru cine s-a rugat? Pentru David. Desigur, și pentru tot Israelul. Să ridice Dumnezeu astfel de oameni cu coloană vertebrală. Și să ne învețe și pe noi regula divină. Că mântuirea este individuală. În orice slujbă ar fi cineva împărat sau oricare din popor. Cine se alipește de Domnul, e a Domnului. Care nu? Deși a fost a Domnului, nu mai va fi a Domnului. Trăim într-o lume a alegerii, într-o lume a schimbărilor, în care Dumnezeu și alege mântuiți. Și deși spune noi, sau poate alții, în alte vremuri, greu e acum. Altădată a fost mai bine. În vremea asta trebuie să ne mântuim. Și în vremea asta trebuie să fim credincioși, că Dumnezeu ne ajută. De la naștere și până la bătrânețe, cum făgăduia profetul Isaia, slăvit să fie numele Domnului.